Ce mai scrie internetul, Dienuța? Da, mă cert aici cu o proastă de influențărițe de pe Facebook, că m-a blocat și scrie acum numai mizerii despre mine pe Instagram. Dar lasă că am distrus eu pe TikTok, vedea. Vedea. Săraca de tine că ai multe probleme. Ce? Noroc cu mine că eu mai citesc ziarul, să știu ce se întâmplă în lumea asta. Ce ziar, mă, tate, că tu citești anunțurile funerare, să știi cine mare pomană să mergi să bei. No. Vorba e că trebuie să ne facem kit de cutremur. Trebuie să avem tot la noi în caz că Doamne ferește să cutremură pământul. Că și știi tu ce trebuie pentru cutremur. Știu că la cutremurul din 2012 am fost luat în surprindere, dar acum altfel stă treaba. Bine, aci, tu zi. Aci pe foaie scrie tot ce trebuie să punem în kituri ca să n-avem probleme. Care va să zică 4 litri de apă de persoană. Aia să-i pui tu, te rog, că mi-e greu. Dulceață! Oh, în sfârșit, îi te adresez frumos fiicei tale, super. Dulceață să punem în kit. Dar nu mai avem prune, că ai făcut tu țuică din toate. Bine, atunci ciocolată. Hai, lasă că îngrașa aia. Conserve. Da. Sac de dormit. Și din ăla, da. Medicamente. Așa. Radio. Da, să scul și acolo antena satelor, super. Să pun șampon, pastă de dinți. Nu alea nici acasă nu le folosești. Da, bine, bine. Ia să vedem ce ți-ai pus tu în kitul tău. Atâta numai? Da. Tu glumești? Ce-s astea? Căști. Căști îți trebuie ție în caz de cutremur. Mie-mi trebuie că tot sforă și nu vreau să te aud. Și vezi cum cotrobă. Asta ce-i? Un pocket book ca să citesc. Are multe pagini. Mă, pe voi tinerii din ziua de azi, numai un cutremur vă face să mai citiți ceva. Vezi că mi-a pus și tableta, ai grijă. Dar ce, s-o iei cu apă? Nu, dar am de făcut giveaway-uri cu cosmetici, ți-am mai zis odată. Ai de făcut, papară cu ghiveci. Vai șamar, bă, voi tinerii din ziua de astăzi nu știți cum să faceți față la un cutremur. Că eu la cutremurul din 2012. Păi hai arată-mi, tu ce ai pus în kitul tău de cutremur? Nu te băga, am pus numai ce trebuie. Numai ce trebuie am pus. Da, mă, tată, că tu numai sticle ai pus aici. Tu l-ai, Doamne, mare dreptate ai. Sticlele nu rezistă la seism. Trebuia să pun tot în peturi. Hai, tu și sub dărăbături vrei să bei. Lasă, că la cutremurul din 2012 numai eu știu ce am pătimit, că n-am avut kitul la mine. Ce tot zici de cutremur din 2012? Dar nu a fost nici un tremur, că eu n-am simțit nimic. Nu că ai hitul nesimțită, dar erai micuț atunci. Atunci când? Ai de mine s-o cutremura satul, că m-a prins măta cu vecina de peste drum. Hai mă, tată, porcule. Da, am stat 3 zile sinistrat în cocină, fără să am kitul de supraviețuire lângă mine. Bine, și cu lanterna asta mică ce faci? Lanterna asta e foarte utilă. Doamne ferește să beau apă în loc de pălincă. Mă ajută să fac deosebirea. Hai mă, tată. Tată.